Începând cu data de 8 februarie, Palatul Copiilor Călăraș a reluat cursurile la sediu în scenariu galben, cu participarea copiilor din grădinițe, clasele pregătitoare, clasele 1-4, clasa 8-a și clasa 12-a. Pentru copiii din celelalte niveluri de învățământ, orele vor continua în sistemul online. Pentru detalii cu privire la modalitatea de lucru în scenariul galben, părinții sunt rugați să contacteze profesorii coordonatori ai cercurilor unde sunt înscriși copiii. Mă bucur că doriți să vorbim și despre Palatul Copiilor, pentru că, într-adevăr, este un an atipic pentru toată lumea. Dar noi suntem pregătiți, pot să spun lucrul acesta. Este un pic, din anumite puncte de vedere legat de regulile acestea, e un pic simplu la noi, pentru că grupele sunt fixe, profesorii au fiecare clasa lui, putem să respectăm și distanțarea și pauza dintre grupe pentru dezinfecție, exact cum ne spune ordinul comun. Și atunci am reușit să achiziționăm și materiale, și mâini, și dezinfectanți, și tot ce ne trebuie pentru a începe în siguranță. Într-adevăr, la unele cercuri, acolo unde se lucra cu copii mai mulți, gen 20, vom merge pe minimum de copii la cerc, minimul pe care îl prevede regulamentul nostru, astfel încât să putem să funcționăm pe scenariul verde. Prin urmare, noi îi așteptăm pe toți cu drag. Câte cercuri veți avea? Anul acesta, oferta noastră are 13 cercuri. În mare sunt aceleași pe care le știți din anii trecuți. Oferim activități artistice, activități științifice, dacă îmi dați voie o să le enumer pe toate. Vom avea cercul de ansamblu folcloric, unde doamna profesorul Daniela Tudor desfășoară activități legate de instrumente muzicale. Va face vioară, chitară, va face și canto, mandolină, xilofon. Dans modern, unde va lucra domnișoara profesor Vaciu Andreea. Muzică populară, unde voi preda eu dansuri populare și canto popular. Muzica vocal instrumentală, cu domnul profesor Laurențiu Imireanu. Dumnealui va face anul ăsta mult mai multe lucruri de a făcut și până acum de altfel, dar anul acesta vreau să insistăm foarte mult pe orchestră Taraf, pentru că avem instrumentele și îmi doresc aici la Palat să facem taraful un pic mai numeros, să zic. Dacă anul trecut ne-au văzut călăreșenii pe scena de la zilele municipiului și au văzut pe copii și cât de mult au muncit să ajungă să facă ce au făcut, anul acesta vreau să dezvoltăm partea aceasta și atunci va face mai multe ore de taraf. Dar de asemenea va face pian, chitară, clasică sau electrică, tobe, muzică ușoară, canto, în fine, ce-și dorește copilul. Încercăm să ieșim în întâmpinarea lor cu absolut tot ce-și doresc legat de talentul pe care îl au. Matematică aplicată cu doamna Dumitru Veronica, cercul de electronică cu domnul Georgescu Constantin, care de asemenea va avea și grupe, cele trei grupe de robotică, pictură desen cu domnișoara Natalia Amza, care va avea și grupe anul acesta de artă decorativă. Cercul este foarte căutat și atunci, restricționând-o la 10 copii pe grupă, va trebui să aibă mai multe grupe și atunci va face și acest cerc. Muzică ușoară, vocală și instrumentală cu doamna Cristache Adriana. Aici copiii vor putea face ore de pian, de canto și de cor. Orchestra populară Taraf, exact cum am spus, cu domnul Imireanu. Cercul de modelism cu doamna Mereuță Valentina și de asemenea are și grupe de ecoturism. Machete construcții cu domnul Niță Laurențiu, de asemenea cu grupa lui de modelaj în nulut și în plastilină pentru cei mai mititei. Și bineînțeles cercul de cultură și civilizație engleză, care anul acesta, de fapt și am trecut, a avut o grupă de italiană. Doamna domnișoara profesor are dublă calificare engleză-italiană și își dorește să facă și grupă de italiană pentru cei care doresc. Așadar, dacă vor, se pot înscrie și pentru acest lucru.
Copiii beneficiază și pot participa gratuit. Gratuit, da. Toate cursurile noastre sunt gratuite. Condiția ar fi să fie înscriși într-o formă de învățământ. Exact, exact. Ei trebuie să fie înscriși la o școală, astfel noi practic sprijinim efortul școlilor de a mișura abandonul școlar și eu zic că activitățile noastre chiar îi ajută să se apropie mai mult de anumite discipline pe care poate încă nu le înțeleg destul de bine. Aici vin de plăcere, pot să își dezvolte și alte abilități, alte talente pe care nu le pot desfășura la școală și, bineînțeles, se relaxează, pentru că chiar cred că au nevoie și de așa ceva. Există o limită de vârstă? Minim, maxim? Da, anul acesta încercăm să limităm un pic de la grupa de la clasa pregătitoare. Pentru că ceilalți mai mititei au nevoie de mai multă atenție. Trebuie să mergi cu ei la baie, nu poți să-i lași pe ceilalți nesupravegheați. Nu avem atât de mult personal încât să putem să acoperim regula aceasta, să zic. Și atunci am sfătuit profesorii să... De fapt, împreună am luat decizia în Consiliul Profesoral să înscriem copii cam de la grupa pregătitoare, clasa pregătitoare. Limita ar fi cam 6 ani. 6 ani, da, clasa pregătitoare. Da. Măști vor primi în cadrul instituției dumneavoastră sau copiii trebuie să vină pregătiți de acasă? Da, avem și noi asigurat aici un număr semnificativ de măști. Am primit de la Inspectoratul Școlar fonduri pentru achiziționarea acestor materiale. Am stabilit ca fiecare grupă să intre decalat de celelalte grupe acolo unde sunt foarte mulți copii, deci nu vor veni toți odată, nu vor pleca toți odată. Vom respecta și regula aceasta și sunt sigură că va fi bine.